În ianuarie 2011, Consiliul Județean a achiziționat pentru spitalul de la Giurgiu un computer tomograf și un RMN, aparatură extrem de necesară pacienților din Giurgiu. Investiția se ridică la 2,2 milioane de euro, dar din păcate nu toți giurgiuvenii pot beneficia de ea. De aici și intervenția consilierului județean Aurelia Dobre în ședința ordinară de ieri. Dacă pentru aparatura care s-a cumpărat de la Consiliul Județean RMN-ul și TC-ul există specialiști, dacă în final s-au angajat specialiști. Dacă primesc astăzi răspunsul da, s-au angajat, nu cred și nu sunt de acord, pentru că încă nu se face TC-ul și RMN-ul așa cum ne-am dorit noi pentru aparatura care am cumpărat-o. Deci doresc un răspuns pertinent de la domnul director al spitalului, dacă s-au angajat specialiști pentru aparatura care noi am achiziționat-o cu eforturi pentru cetățenii din județ și pentru cetățenii din municipiul Giurgiu, ca să nu se mai ducă la București pentru un RMN sau pentru un TC. Mulțumesc! Deși Consiliul Județean este cel care are în administrare Spitalul de Urgență Giurgiu, președintele Vasile Mustăță a dovedit că nu cunoaște problemele unității spitalicești, răspunsul său fiind unul bazat pe surse, dar nu oficiale. Ba mai mult, lui Vasile Mustățea îi cam pare rău de cele 1,8 miliarde de lei, atât cât este rata lunară pentru tomograf și RMN. Și eu trebuie să vă spun că avem noi, Consiliul, suportăm 1,8 miliarde bani vechi, o rată la un leasing pentru aceste aparate, care, nu știu cum să vă spun, din punctul meu de vedere, puteau fi utilizați altfel, dar asta este. Un răspuns complet și avizat am aflat de la conducerea spitalului. Deci, atât RMN-ul cât și tomograful funcționează, dar din păcate nu pentru toate solicitările. În baza unui contract cu Casa de Sănătate, cele două aparate deservesc în primul rând urgențele și bolnavii din spital și mai apoi solicitările din afară. Pe deasupra, la tomograf sunt doar doi medici, insuficient pentru a face față, iar la RMN unul singur care lucrează doar miercurea. Deci, situația la Spitalul Județean nu este deloc cea care ar trebui să fie, pentru că, din păcate, medicii nu sunt dispuși să vină să lucreze la Giurgiu. De aici și deficitul de personal de la RMN și tomograf și drumurile giurgiuvenilor la București pentru efectuarea acestor analize contra cost.